Chiar că vrem să vin acasă. În sfârșit ajungem și noi acasă. Sezăresc din depărtare. Plăcere când vii acasă. Acasă. Da. Uite ce priveliști. E o plăcere. Extraordinar, extraordinar de frumos. Sunt 5 la număr și toate revin acasă. În mahalaua lor e atât de liniștit încât fetele Profirei și ale lui Constantin Osoianu nu pot trece neobservate. Câte ori venim acasă, ori încearcă niște emoții foarte puternice. Și lor le place să trezească Horeștiul din starea de moleșeală în care cade pe la prânz. Nu se vor împăca niciodată cu gândul că ograda lor a devenit pustie. Uneori, li se pare și acum că mama le așteaptă în prag. Când era mama, strigam la mama și mama ne întâmpina întotdeauna cu mare drag. Mama! Sau strigam la Badea, la fratele noastră. Da. Pădica! Noroc, pădica! Flori frumoase și gătuie și tot. Am ajuns. Bună ziua! Bună ziua! Ileana, Iulia, Valentina, Romela și Maria sunt un mănunchi de flori din neamul osoienilor. S-au născut în satul Horești, raionul Fălești, din nord-vestul Moldovei. Sunt cartea de vizită a satului de Baștine în Moldova și a Moldovei în întreaga lume. Nu cunosc engleza, dar asta nu le-a împiedicat să cânte alături de Zdob și Zdup o piesă în această limbă. Niciodată nu le vei vedea în scenă separat. Muncesc, petrec și cântă doar în formulă de 5. Toată vara cât a fost diulică de mare, surorile erau de negăsit prin Chișinău. S-au izolat pe un mal de prut, chiar în vârful dealului, acolo unde găsesc aer curat și multă inspirație. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șeze, doare, la 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 la. Vrei să le mănânci? Eu trebuie să le pun în zamă, draga mea. Dar du-te și le spală. Mergi și le spală, nu te juca. Roșii, roada de anul acesta. Să știți că astea mici, mărunte, astea sunt cele mai gustoase. Roșii sunt cele mai gustoase. Hai să le punem la zamă. Haideți să mergem la zamă. La asfalt de Moldova urmează. Sunt 5 la număr și toate sunt harnice foc. Vezi cui îi iese zama mai bună, cine se pricepe la copt plăcinte și cine este cea mai iute de limbă dintre surorile Osoianu. Vara asta s-a gătit absolut tot ce ne-am dorit. La comandă făcea mâncarea. Nu le dorea? N-a lipsit zeama pe care o face acum Valentina. N-au lipsit copturile. Am făcut tot felul de copturi plăcinte. Dar cel mai gustos a fost învârtită. Învârtită, da, cu nucă, cu nucă, cu gem. Astăzi vor cânta muncind pe lângă casă. Valentina, cea de-a treia soră, va fi capitanul echipei muncitorești. Ea nu pierde nici pe una dintre surori din vedere. Eu le găsesc de lucru. Ia le găsești la toate de lucru. Tu nu vorbi mult, du-te rog și lucrează. Fă acolo, tocmai ce e gata. Aștept zama ta. Aici am pregătit măirică cu ceapă, cu ardei roșii și acum o să pregătim și cred că niște cartofi. Ah, iată ce miros frumos. Foarte gustos. Ce miros frumos. Aici fierbe ce, Manica? Aici cred că o să facem o mămăligă. Mama, când trăia, tot timpul îmi găsea de lucru. Eu nu știu cum noi nu ne găsim de lucru. Poate suntem mai leneși. Ia uitați-vă cine vine la noi. Sora mami. Nana, mătușa noastră. Sora mami. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine ați venit. La moment, Nana, ai venit.
Nana Maria le înlocuiește fetelor dragostea de mătușă, dar și cea maternă. Eu nu știu, la moment are nu știu cum, dar dacă a venit înseamnă că e în cabinet. Știe ea ce știe. Acestor cinci comori le-a fost dat să cânte. Chiar dacă unele s-au aruncat tatei, iar altele mamei, niciuna n-a avut de pierdut, pentru că ambii părinți au fost talentați. La dâns le-am ajutat să le mine. Noi ne ajutăm unul pe altă. Și eu nu spun rău de nimic, tăte-s bune, tăte erau fetele mame și erau bune și se bucurau când vineau și nu știa cu ce să prânească. Eu sincer spun drept că ele, ca cu mama mea, trăiesc așa din tele o trăit. El nu a fost cum sunt copiii obraznici. Tăți ani. Tăți harnici, tăți de treabă și îmi plac că sunite, străzi ghine și asta e bucuria. Noi când venim de la oraș, primul lucru, trecem prin o grada Nani. Da, Nana. Până Nana nu zărtăm, noi nu venim. Și mătușa este bucățică ruptă din neamul osoiencelor. Să vezi ce iese când își ascut toate glăscioarele. Deci, prima voie scântați cu Nana. Trebuie să legi, da, nu? Sarabanu, binim toacă, la 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 la. Și nevasta bine joacă, la 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 la. Lasă joașii sărmana, la 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 la. Coneuși tofurca, la 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 la. Lasă joașii sărmana, la 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 la. Coneuși tofurca, la 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 la. Când vede furcașă fosul, la 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 la. Aude mărăie în dursul, la 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 la. Când vede fosul sferăin, la 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 la. Parcă ursul mormăin, la 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 la. Când scoți de la bunelul nostru, Vladimir? Vladimir. Ne urcăm pe un scăunier și noi acolo era scena noastră. Dar pe mine tata nu se ia pe masă și dansam, nu știu de ce, arme pe mine. Într-o zi, tatăl și-a umplut punga cu diplomele Ilenei și dus a fost. Când revenise acasă, le povestise fetelor o istorie care nici până acum nu se știe pe cât este de adevărată. Tata a strâns toate diplomele și a plecat la Chișinău să mă duc să mă întâlnesc cu Nicolae Solac, Dumnezeu să-l ierte, ca să o fac pe Ileana artistă. Și nu mai știu. Nu, nu! Dar eu țin minte că el a venit și a zis că eu l-am întâlnit pe Solac, pe un Maidan, undeva, nu știu. A improvizat. A fost adevărat sau... Da, noi l-am crezut pe vremea aceea. Dar poate și a fost adevărat. Ileana s-a descurcat și fără maestrul Nicolae Solac. Mare noroc a avut că Dumnezeu i l-a adus în cale pe Andrei Tamazlăcaru, frate cu viitorul soț. Pe rând, le-a luat pe toate de sub aripa părinților. Mama a fost puțin tristă pentru că au plecat toate surorile la Chișinău, dar a fost și bucuroasă pentru că eram toate împreună. Și arde prea tare, de acum e vine căldura mare. Da, și poza. Noi bun. Doa. Lasă. Dar fi știut ce surprize avea să le rezerve capitala. Dar a fost foarte greu. Adică, dar e bine că a fost așa. Am învățat foarte mult din situații. Prin greutăți am învățat foarte mult. Am trăit în gazdă. Dar înainte de a merge la gazdă, am mai dormit și la gara de tren. Sincer. Eu cu Valentina, era problema. Nu aveam câteva sări unde staj. Nu le-a întâmpinat cu brațele larg deschise. Erau cinci copilițe lăsate în voia destinului. Erau cazuri când noi nu ceream niciodată. Nu ceream niciodată nicio copiecă. Chiar și când învățam, eram studenți. Dacă aveam geanta plină, putea să ne pornim fără niciun bănuț. Și ea ne ajungea la autobuz și ne dădea câte ceva. Da, totdeauna ne dădea. Dar mama tremură, nici nu știa că noi n-aveam unde trăie, Doamne. Zvără ceva. Noi avem și zămoș acum, toamna târziu. Noi n-aveam unde trăie, noi nu-i mai spuneam, Doamne, și toate cele ce neajunsurile noastre. Romelica din bursa ei ne-a achitat câteodată gazda. Nu ne vreau să mă povărăm pe mama. Atunci era probleme. Ați mai locuit la mine la cămin, dar era probleme pentru că ele nu erau atunci studenți. Era foarte strict să intre în cămin.
ales la studenților și era chiar foarte strict. Mama a dorit toată viața să ne vadă să cum cântăm noi în scenă. Ei plăcea ei să cânte și cântam și rog. Ne lipsea pentru că nu era alături de noi, aveam câteodată mare nevoie, dar pe vremea aceea, prin 81, telefoanele tot era mai complicat, dar am avut noroc și am... Așa, printre primii am avut telefon și mama la fel aici în sală. Și abia acum realizăm ce înseamnă să nu ai mama lângă tine, așa că îi sfătui pe toți. Atât cât este mama, cât trăiește mama, să ne facem timp să ajungem la ea, pentru că, pe urmă, poate fi târziu. Însă marele a fost norocul. Toate locuiesc astăzi în același bloc. Care în același bloc, la aceeași scară? Eu cu Romela suntem chiar vecine, peste perete. Deci care a primit noi apartamentele. Ileana avea apartament, dar noi nu aveam. Și am tras la sorți. Din 7 scări, un bloc cu 7 scări, destul de mare, am merit toate la o scară, chiar Valentina e vecină cu Romela, și se vede că așa a vrut Dumnezeu să fim toate împreună. Ne-i ușor, nu avem o bucată de pâine, alergăm la etajul 9, la etajul 7, la etajul 3. Toate 5 adoră muzica. Când vine vorba de lucru însă, gusturile nu se discută. Ileana, sora cea mai mare, este responsabilă de foc și sarmale. Cea mai împăciuitoare e Ileana. Cea mai poate cu caracter e... zi. Numai nu eu. Eu sunt cam iute, vă zic deodată. Iute, așa de felul meu, iute. Cu toate că sunt o zonie cu Valentina. Poți fi și Romela, mai ascuțit de la limbă sau Maricica. Da. Pe Valentina și Iulia nu le întreci la gătit zeamă. Valentina. Eu aș zice că Valentina. Asta e specialitatea ei. Sarmalele sunt specialitatea Ilenei. Ileana iubește să fac niște prăjale, sarmăluțe foarte gustoase. Mama se, la mai gata, la zame, conșa un de 10 kg. La smântână. Așa. Vă rog, luați loc. Puneți-mi o jumătate de polonez. Bun, spune-mi. Cam prea mult tocmai ce am. Gustoasă, Zac. Doamne, Lilie! Pune mai des că... Da, nu pune, e ca ți-ți pare că da, nu n-as fi des. Toamne! Nu, e ca să vezi până la urmă n-as fi așa des, pune mai răruț. De Dumnezeu să ne mai întâlnim la așa o masă frumoasă, la o zi așa însemnată, să de Dumnezeu pașă și sănătate, că e mai scump decât toate. La asfalt de Moldova urmează. Viața nu le-a fost unsă cum ieri. Vezi ce le-a fost dat să îndure surorilor până și-au câștigat laurii. Romelica și Maricica sunt responsabile de curățenie în casă. Acum vrem să vă invităm în casa noastră, să vă arătăm care și unde avea locușorul ei și casa unde am copilărit. Iată, aici este bucătărioara noastră mică. Bucătărioara de iarnă. Cea de vară este afară. Aici era o plită de gaz, unde se pregătea mâncarea. O casă care strălucește de curată ce este. Iată, în odăița aceasta aveam un pat mare. Nu era patul acesta, aveam un pat mare și se făcea focul la sobă iarna, ne încălzeam și toate... Și încălzeam toate. Încălzeam toate așa, pe patul ăsta mare, cioare la sobă. Da, cel mai interesant, toate vroiam lângă sobă. Da. Aici era călduț. Și toate vroiam la margine, dar ne rânduiam. Iată fotografia asta, mama și fratele nostru Alexandru, Valentina și Ileana. Aici e Dinu, cel mai mare băiat a Ilenei. Prima dată la televizor a apărut sora mai mare, Ileana. Și pe atunci nu erau televizoare. În sat erau câteva televizoare. Și știu că toți ne-am adunat la o rudă de noastră care avea televizor să vedem pe sora noastră cum cântă cu orchestra Mărțișor. Era clasa 7 atunci. Ileana era clasa 7. Deci era. Dar și mama și tata au cântat pe scena Palatul Național cu noi împreună.
la primul festival al dinastiilor de familie. În anul 1982. Mama niciodată nu s-a laudat că este mama osoiencilor, dar tot timpul îi spunea, știi că ești mai frumoasă ca fetele? Și zice, nu e adevărat, nu este adevărat. Era foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și când venea la noi la institut, toți ne întrebau, ce asta e sora ta cea mai mare? Și iată de aici, dacă te-aș respectat, dai perdica la o parte, deschizi fereastra, fără să o deschizi, vezi România, brutul și o frumusețe de nedescris. Fetele s-au străduit să le creeze mamei și fratelui toate condițiile pentru un trai decent. Aici era soba și de o parte aici un pat și partea asta altul, alt pat. Acum am făcut baia și viceu. Puteți intra să vedeți ce... Baia și viceu. Cum intră în casa cea mare, surorile devin foarte sensibile. Fiecare metru pătrat le amintește de părinți. Să nu ne certăm, să lăsăm de la noi. Eram toate grămăjoară când mama practic a adormit, a privit așa mult timp spre fotografiile noastre pe perete unde sunt. Te-am arătat acolo. Da. Și a stat, cred că vreo 20 minute, dacă nu mai mult, a țintit. Și atunci eu de acum am crezut că... Dor de mamă, dor de tate. Da. El vroia numai decât la prima fată să-i pui numele ăsta. Și mama tot l-a amăgit până a văzut că numai fete are. A dus la patru, zice că te-am pus și numele tău. Eu tot timpul întrebam. Ți-ai dorit atât de mult un băiat, eu a cincea fată. Cum te-ai simțit când eu am apărut a cincea fată? Și el tot timpul spunea că foarte bine. Profira și Constantin Osoianu sunt din aceeași localitate. Așa a fost voia bunicului, meșter de butoaie, ca fiica lui să-și găsească un băiat pe potrivă în sat. I-a sugerat să se uite mai serios la acest flăcău. Tatăl surorilor în tinerețe era apicultor în colhoz. Mama a muncit la grădiniță, după care a devenit croitoreasă. Copiii nu le-a dat Dumnezeu din prima. 3 ani au așteptat să se producă minunea, după care au apărut pe rând toți 6. 5 fete și un băiat. Tatăl s-a stins din viață fiind bolnav de cancer. Mama a trăit singură mai mult de 20 de ani. La asfalt de Moldova urmează, surorile Osoianu seamănă cu mama lor. Aceasta n-a ieșit niciodată din casă nearanjată. Mama Profira era o femeie care și-a purtat întotdeauna de grijă. Nimeni n-a văzut-o vreodată nearanjată. Și vârtea părul pe niște cordeluțe și cu borș de casă ca să țină mai mult. Și tot timpul ne spunea să aveți grijă, să fiți frumoase, să vă gătiți. Visa să devină balerină. Să zic cum se aplica ea până la pământ, eu nu pot să fac. Da, ea așa face, numai că eu nu știu dacă pot. Ficiarele drepte și face... Ea vrea să devină balerină.
balerina am vrut să devină și atât visul ei s-a împlinit pentru că are doi nepoți balerini. Bun, dar ea vreau să vă zic cu aceeași gimnastică, că noi tot timpul glumeam pe tema asta. Mama, hai mai fă-și pagatul. Dorința ei s-a transmis nepoților. Acum, feciorul cel mai mare al Elenei, Dinu, este prim balerin în Germania, fiind desemnat omul anului în această țară. În dulap păstrează hainele mamei pe care le mai poartă pe rând și fetele. Iată așa, ca mine era. Nu vrem să ne despărțim de ele și le folosim. Ne îmbrăcăm chiar și noi. Deși nu mai este alături de ele de mulți ani, fetele nu ies nici acum din povețele ei. Ne aranjate, da. Liniștite unde chiar în sat. Nu țineți cont de sfatul mamei, ieșiți în sat. Totdeauna țineam cont de sfatul mamei și acum... Când vrem să facem ceva, eu personal, când vreau să fac ceva, pentru că mă gândesc, oare mama ce-ar zice? Mama și-a dedicat ultimii ani de viață fiului. Alexandru, unicul frate al surorilor Osoianu, a cântat alături de ele cât au fost în școală. Și-a dorit să devină jurist, a făcut și școală muzicală, doar că nu i-au ajuns puteri și sănătate să le ducă pe toate la bun sfârșit. Din adolescență suferă de o boală a oaselor. Ultima dorință a mamei lor a fost ca fetele să aibă grijă de Alexandru. Așa s-a și întâmplat. Au grijă de el pe rând. Fiecare îi dedică o zi din săptămână. Dar acesta este un subiect foarte dureros pentru ele și tabu pentru presă. Rochia mamei e ascunsă în altă casă, devenită istorie pentru satul Horești. Toți sătenii știu despre muzeul osoiencelor din grădina familiei. Din casa veche au adus și cuptorul aici. Exact la noi în casă, când eram mici, era cuptorul. Țin minte că noi dormeam acolo pe cuptor toate și veneam, iată, veneam chiar la mărginuța asta. Ia iarnă, mai ales când era iarnă și stam așa. Și instrumentele la care cântau în școală. Baianul acesta, Lenuța a cântat prima dată la el. Eu cred că o să vă prezint azi toate instrumentele. Dar și rochia de mireasă a mamei, în care nu mai încape niciuna dintre ele. Aici sunt costumele noastre naționale. Rochia mamei din mireasă, păstrat rochia mamei. Nu era nici îmbrăcam. Nu știu dacă încapi cineva. Poate e. Ne bucurăm că am păstrat. Situat la poalele Prutului, satul Horești este unul de rezeși. Primii locuitori au fost doi oșteni din armata lui Ștefan cel Mare, care au primit acest pământ în semn de recunoștință. În 1800, din cauza alunecărilor de teren, lumea a început să urce pe deal. Primul care și-a făcut casă aici a fost un anume Harea. De la el vine denumirea satului, Horești. Coreștenii sunt foarte muzicali. Până și profesoarele din sat își fac timp pentru cor după lecții. Chevalier de la table ronde, goûte en voix, c'est le vrai bon. Chevalier de la table ronde, te voir, c'est le vrai bon. Il y en a très jos. Goûte en voix, oui, goûte en voix.
Nu se compară, absolut, nu au comparație. Chiar și la chimie au fost... Și la chimie, absolut toate. Chiar și dacă, să zici și poate undeva, oricum, efortul depus, incomparabil. Cred că dacă ați spus o profesoară extraordinară, noi vă mulțumim, noi vă mulțumim. Dar sunt foarte mândră și eu sunt din familie osoiană și unii nu m-aș duce. Și în România și în Belgia am fost vara aceasta, m-am mândrit cu surorile osoiană. A doua ediție a festivalului ne-a venit cu flori, ne-a răsădit flori în gradă. Ajuns în centrul satului, iarăși adună lume în jurul lor. Parcă ar fi unse cu miere. Lumea nu se satură să le laude. Au organizat în sat un festival al familiei, la izvorul Osoiencelor, ajuns la a doua ediție, care a adunat 13 dinastii muzicale din diferite zone ale Moldovei. De atunci, coreștenii au devenit celebri. Cel mai longeviv cureștean este vecinul lor. Numele umeri cât mai drept, cât mai drept, amăie, cu brațe nevoastră. Pa, orice tăc eu, cât mai drept. Bună seara! Tu da, bună seara, măi! Uite așa e la om, deci îi fotografiază. Vasile Dumitrașcu are 100 de ani și o soție care în 6 ani tot un secol de viață va face. Dar mă, tale, câți ani ai? Să duc prașportul ori, mă cred. Păi da, prost, tare din. E că al viață s-o duc de cruș ori de Dumnezeu de când l-am văzut. Și pot să-i zic cât de rău, să-i zic înapoi în nimic. Osoiencele sunt mândre că mahalaua lor poartă semnul longevității. Cum trăiești cu mine? Și? Și, și, dacă nu au unul, și. Ei, fata și ea strigă la mata. Mătușa Lidia fuge să ne aducă pașaportul din casă. Asta în cazul în care cineva nu-i dă anii pe care îi are. Povestea de dragoste a Lidiei și a lui Vasile Dumitrașcu stârnește invidie albă în jur. O duc și mă pup. Da. Ei, vezi de două ori, nu odată. Eu vreau să mai trăiesc cât ne mai dă Dumnezeu. Este apus de zi în Horești.
fetele se adună la masa tăcerii, un loc improvizat în centrul grădinii, de unde se vede, la o azvârlitură de băți, România. Nu, fiecare parte să-și permită ceva. Da, numai noi, noi sururile să ne așa ceva. S-a așezat acolo pe pragul acela de lângă... Din fața casă spune că eu stau în pragul Uniunii Europene. Fiecare dimineață, vara, vara mai ales, da. Pentru noi că servim cafeaua aici, la când masă, suntem acasă? La masa tăcerii. Noi zicem masa tăcerii, e liniște, dimineața nu se aude nimic. Unde și unde câte un om așa mai merge pe muche, dar... E liniște, toată lumea încă doarme, dar noi de aici servim cafeaua. Asta soțul meu a făcut-o, da. Și mergeam de vale. Aici vă arătăm iazul de vale, unde sunt spus stufful ăsta. Iazul. Și el tăia stuf și când ne dădea câte o sarcină de asta și mergeam. Mergeam da. De vale și aduceam și să... Noi am adus noi. L-am adus cu... Eu personal Nu, Valentina n-a adus nici măcar un braț. Asta eu am adus. Eu am Iulia. Adus. Doamne. Adus, da? Scuze. Aici, familia Osoianu își servește cafeaua și pune țara la cale. Pe plan profesional, le merge bine. Iată la această cafeluță, în fiecare dimineață, noi cam ne sfătuiam ce avem făcut pe ziua de astăzi, de exemplu. Da. La ordine zi. Dar dintotdeauna au mers bine. Așa, poate cel mai bine. Mult mai bine, de vreo 6-7 ani. Mulțumim, avem foarte multe invitații, chiar și la sărbători private. Și parcă nimic nu s-a schimbat în viața lor. Sunt mame de copii talentați și profesoare de micuți care își doresc să devină celebri. Umpliți păhărelile că vine murelile. Da, umpliți păhărelile că vine murelile. Dragunii, unde am venit, cu cine ne-am întâlnit. Dragunii, unde am venit, cu cine ne-am întâlnit. Umpliți păhărelile că vine murelile. Da, umpliți păhărelile că vine murelile. Am venit la zile mari în casă de gospodar. Am venit la zile mari în casă de gospodar. Lăutare zi din strună că am ui voiașe bun. Mult mi-i drag aici la voi, tot cu neamul meu de soi. Umpliți păhărelile că vine murelile. Mâinile umpliți păhărelile că vine murelile. Hai, cine mai repede? Nu, trebuie să frământați bine. Nu de trei. Gata! Și doar acasă sunt cele 5 fete ale Profirei și ale lui Constantin care ridică Horeștiul în picioare cu vocile lor. Ia prima! Ia că am ajuns la Lina! Ia că dacă sunt mari! Ui, și greu la dea! Este apus de zi în Horești. Fetele se adună la masa tăcerii, un loc improvizat în centrul grădinii, de unde se vede, la o azvârlitură de băți, România. Aici, familia Osoianu își servește cafeaua și pune țara la cale. Pe plan profesional, le merge bine. Și parcă nimic nu s-a schimbat în viața lor. Sunt mame de copii talentați și profesoare de micuți care își doresc să devină celebri. Și doar acasă sunt cele 5 fete ale Profirei și ale lui Constantin care ridică Horeștiul în picioare cu vocile lor.